Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bună ziua și bine ați venit la prima ediție de anul acesta la Avocatul Diavolului. Vom discuta azi despre posibila apariția unor certificate de vaccinare împotriva COVID, care să permită, de pildă, călătoria liberă între țări. Știți că astăzi începe o nouă etapă a campaniei de vaccinare în România. Autoritățile vor permite programările de la ora 15 prin aplicația care se află la adresa vaccinare-covid.gov.ro. Până astăzi în România s-au vaccinat cadrele medicale în proporție de 70%. De azi e rândul celor care au peste 65 de ani, a unor bolnavi cronici, stabiliți cu exactitate de stat și a mai multor categorii profesionale esențiale în funcționarea societății. Fiecare dintre cei vaccinați, știți deja, primește un certificat de vaccinare, o adeverință, care atestă faptul că este imunizat. La fel se întâmplă în majoritatea statelor lumii care au acces la vaccin. Și de aici pornește probabil cea mai mare dezbatere pe care omenirea o va avea în perioada viitoare, cel puțin până la dispariția acestei boli. Întrebarea pe care și-o pun cetățenii, dar și multe autorități, din ce în ce mai multe, este dacă pentru funcționarea normală a societății este necesar să avem un pașaport de vaccinare care să ne dea sau nu acces în diverse locuri ale lumii. Adică un act de imunizare medicală care alături de actele de cetățenie sau stare civilă să ne permită să circulăm liber. Propunerea va fi studiată în zilele următoare de către Organizația Mondială a Sănătății, care va da un punct de vedere conturat în viitor. Există însă țări care susțin deja o astfel de idee, printre ele Grecia, Ungaria, Danemarca sau Letonia, ca să le numim doar pe cele europene. Fiecare dintre ele are alt motiv pentru această opțiune, dar predomină, evident, cele economice. Să spunem că nu există un punct de vedere unitar nici în spațiul Uniunii Europene, acolo unde vaccinarea merge cu viteze diferite. La noi, de exemplu, președintele Iohannis a spus că nu este de acord cu această idee. El crede că actul de vaccinare poate fi folosit doar în scopuri medicale, dar nu ca un instrument care să permită sau să împiedice, după caz, diverse libertăți civile. Fiecare parte are argumentele sale, iar acestea sunt de natură științifică, juridică și etică. Este clar că aceste pașapoarte, dacă vor exista, vor ajuta la o mai mare siguranță pentru cetățenii care călătoresc sau trăiesc în anumite zone, sau chiar pentru cei care muncesc în anumite locuri sau vor pur și simplu să se distreze. În egală măsură, ele nu oferă și o protecție sanitară completă și pot duce la iluzia siguranței atunci când nu este cazul, dar pot constitui și un motiv de discriminare și pot duce la polarizări sociale importante. Cu siguranță și autoritățile române vor ajunge în fața acestei dezbateri ce ar trebui să facă și ce decizie să ia societatea românească, adică cum să ne orientăm noi, opinia publică. Așadar, azi la Avocatul Diavolului vă întrebăm, sunteți de acord sau sunteți împotriva existenței unor pașapoarte de vaccinare care să dea drepturi de călătorie, muncă și distracție posesorilor lor? Acuzarea are cuvântul. Eu voi argumenta astăzi împotriva acestei idei despre care cred că nu este bună din mai multe puncte de vedere. Fie că vorbim aici de argumente medicale, de unele juridice sau etice, fiecare e la fel de important, dar atenție, pledoaria mea nu este împotriva vaccinării ca atare. Vaccinarea este bună, ea salvează vieți, avem nevoie de ea, așa cum am avut în trecut și pentru alte boli. Așa că vaccinați-vă. Vorbim aici despre un document care să dea drepturi sau obligații după caz. Așadar, a fi vaccinat împotriva unei boli, stimați ascultători, nu este o obligație, ci un drept pe care îl avem în această situație, adică posibilitatea de a face ceva mai bine pentru noi și pentru societate, căci vaccinarea nu ne protejează doar pe noi, ci și pe alții. Dar această idee a pașapoartelor nu ajută foarte tare din punct de vedere medical, pentru că ea duce la senzația unei false imunități. Vaccinurile pe care le avem acum sunt eficace în proporție de 95%, da? Tot rămâne ceva acolo care te pune pe gânduri. Mai mult, organismele umane acționează în mod diferit. Nu știm cât de mare va fi bariera imunității pentru fiecare dintre noi. Vă întreb, la câte luni va trebui înnoit acest pașaport și de câte ori? Dacă o facem la 6 luni, dar anticorpii vaccinatului țin în realitate 4 luni, ce se întâmplă? Dacă numărul de anticorpi este mic chiar și atunci când ești vaccinat de puțină vreme? Datele despre lucrurile astea, oamenii de știință încă le adună.
Nu știm în totalitate acum și dacă vaccinul împiedică răspândirea bolii cu totul. Cadrul general cu care au căzut experții de acord pe baza datelor existente este că te ferește de boală, poți să o faci sau poți să o faci mai ușoară, dar nu împiedică cu totul să o duci în alte părți. Aș mai adăuga un argument de natură medicală. Pentru unele persoane care nu sunt sănătoase, vaccinarea aceasta trebuie privită cu atenție. Iată, prospectul vaccinului Pfizer atrage atenția că persoanele cu probleme de coagulare trebuie să fie precaute. Este posibil ca unii dintre noi să nu poată să facă vaccinul. Și de aici începe zodia discriminării. Pentru că ce facem atunci? Scoatem în afara societății persoane care nu pot să-și facă acest vaccin, deși și l-ar dori? Sau inventăm scutirea de vaccin? Trec în această zonă fugar și peste ideea pe care o avansează mulți experți că am putea asista la falsificarea unor certificate, apoi la apariția unei mici industrii care să ateste că te-ai vaccinat ca să poți intra în acest club al vaccinaților. Să rămânem totuși la premiza că toată lumea e onestă. Dar vaccinarea se face în valuri. Altă problemă. Nu toată lumea este plasată, programată la începutul acestei proceduri. Asta înseamnă că pe măsură ce trec lunile, cei care nu au ajuns la vaccin vor pierde o parte dintre drepturile lor. Iar ierarhia cine o stabilește? Viteza cu care te-ai înscris la calculator sau capacitatea statelor de a oferi acest serviciu? Imunoprivilegiul, așa ar trebui să-i zicem, poate deveni una dintre cele mai mari probleme ale omenirii. El poate duce la discriminare la locul de muncă, poate crea două categorii de angajați, cu drepturi mai mari sau mai mici, și asta să ducă la stigmatizare. Nu uitați niciodată de stigmatizare. Nevaccinatul, periculosul. O să începem să ne ferim copiii sau cum o să procedăm? Apoi mai e o chestiune. Existența unor documente care să ateste două categorii de cetățeni medicali duce la lipsa solidarității, rupe societatea în două. Eu mi-am rezolvat problema, se va spune. Pe restul vă privește. Și adaug aici ceva ce sperie și mai tare. Imposibilitatea de a mai face carantine acolo unde apar nuclee de infectare. De ce să mai stau în casă, domnule, dacă eu sunt vaccinat? Să stea ăilalți care nu s-au vaccinat încă. Mai e o chestiune la fel de neplăcută. O epidemie locală de acum 200 de ani, de febră galbenă în sudul Americii, ne arată că omenirea este în stare să facă lucruri îngrozitoare celor care sunt bolnavi sau nu sunt imunizați. De exemplu, prețul sclavilor negri care scăpau de febra galbenă de atunci s-a dublat, ei fiind imunizați. Iar cetățenii albi care treceau cu bine de boala aceasta mortală, atunci li se dădea un certificat de cetățean spunându-se că s-au adaptat locului. Cu această ocazie, erau și mai bine plătiți la locul de muncă dacă aveau acel certificat. Episodul e din 1830. Și să nu uităm de cei care s-au oferit deja să facă parte, să facă aceste pașapoarte digitale. Asta e o distopie de-a dreptul, este singurul tip de date care le mai lipsea marilor companii tech ca să ne știe și să ne ghideze viața, dosarul medical. Cu ajutorul lui să mai facă o bulă de data asta a imunizaților. De asta vă invit astăzi să vă vaccinați, dar să priviți acest lucru ca un drept și nu ca o obligație pe care să le impuneți concetățenilor. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Implementarea unui document recunoscut internațional privind vaccinarea anti-COVID este probabil inevitabilă și nici măcar n-ar fi o premieră, ceva nemai văzut sau nemai auzit. Dimpotrivă, așa cum mulți călători o știu, există deja de foarte mult timp așa numitul carnet galben, card jaune sau yellow card, cum se spune internațional. Oficial, el se numește în limba română Certificatul Internațional de Vaccinare și Profilaxie și este rezultatul unei convenții internaționale care datează încă din 1933. De foarte mulți ani, el este aprobat și standardizat de Organizația Mondială a Sănătății și recunoscut practic în toate țările. Card jaune este pur și simplu un carnet în care sunt trecute vaccinurile obligatorii ce trebuie făcute înainte de intrarea în anumite țări. Îi se spune carnetul galben pentru că vaccinul împotriva febrei galbene este cel mai des întâlnit și fără acest vaccin, numeroase țări din Africa și Asia nu-ți permit accesul. Un alt vaccin obligatoriu în anumite țări este cel împotriva meningitei. De pildă, Arabia Saudită cere pelerinilor la Mecca încă din 1994 dovada acestui vaccin.
În fine, în anii 70 ai secolului trecut, vaccinarea împotriva variolei era obligatorie pentru călătorii internaționali, iar acest lucru era trecut în pașaportul de vaccinare, adică în carnetul galben. Variola a putut fi eradicată până în 1980 și grație acestui efort global. Care va să zică nimic nou pe frontul antiepidemiologic, un așa numit pașaport COVID, care a certifica vaccinarea împotriva noului coronavirus, ar fi doar o extensie a unui pașaport care există deja. Dar evident, simpla existența pașaportului COVID nu înseamnă că vaccinarea anticovid ar deveni cumva obligatorie. Călătorii vor putea folosi însă acest document în locul testelor PCR, de pildă. Adică, vă amintiți că vara trecută mii sau zeci de mii de români care au mers în vacanță în Grecia au trebuit să prezinte la graniță rezultatul negativ al unui test PCR făcut cu maximum 48 de ore înainte de trecerea frontierei. Am fost și eu în această situație, eu și nevastă mea, două teste, 800 de lei, plus experiența deosebit de neplăcută de a fi fost scobit în nas cu bețișoarele alea neplăcute, plus emoția că dacă aș fi fost cumva infectat fără să știu, deci asimptomatic, întreaga vacanță s-ar fi dus de râpă și aș fi pierdut și niște bani. Anticipez că vara viitoare la Promahonas, polițiștii de frontieră eleni vor cere în continuare să prezinți un test PCR negativ, ori dovada vaccinării. Și nu doar pentru Grecia, probabil că din ce în ce mai multe țări vor cere la frontieră dovada unui test PCR, așa cum se întâmplă acum, inclusiv în România, ori dovada vaccinării. Deci cine nu vrea să se vaccineze va avea în continuare această alternativă. E adevărat, mai scumpă, mai neplăcută testării PCR. Testul PCR sau dovada vaccinării vor deveni probabil o condiție de acces în din ce în ce mai multe locuri. La festivaluri și concerte, la accesul în spații închise cu mari adunări de oameni și așa mai departe. Deci nu e nicio discriminare aici. E o alegere și fiecare va trebui să o facă în propriul interes și după propriile convingeri, desigur. Eu unul știu sigur ce o să aleg. Câteva cuvinte și despre ideea unei versiuni digitale a acestui pașaport de vaccinare anticovid. Ea n-ar trebui să sperie pe nimeni. Acestea sunt timpurile în care trăim, așa cum hârtia a înlocuit pergamentul și digitalul înlocuiește acum hârtia. O aplicație electronică este cel mai practic și mai simplu lucru care se poate întâmpla în privința asta. O aplicație valabilă în aeroporturile din toată lumea, de pildă, care să poată fi scanată rapid la îmbarcare, așa cum sunt scanate boarding pass-urile, pe care nu mai e nevoie să le tipărim de multă vreme, dacă le arătăm pe telefon. Și tocmai pentru că documentele tipărite pot fi mai ușor falsificate sau pot fi de o varietate nesfârșită în funcție de birocrația fiecarei țări, o aplicație acceptată internațional e mult mai bună. De altfel, Organizația Internațională a Transportului Aerian, IATA, se ocupă deja de punerea la punct a unei asemenea aplicații. Și oamenii au oarecare experiență în privința asta, pentru că sistemul lor de urmărire a pasagerilor și verificare în zborurile comerciale e folosit practic pe toate aeroporturile lumii. Adică boarding-ul, pasul arată în principiu la fel pe toate cele 5 continente. Nu e nevoie ca această aplicație să conțină mai multe date decât cele strict necesare. E suficient să transpună securizat electronic, într-un QR code scanabil, de pildă, informațiile care există deja în Cardjon, în Certificatul Internațional de Vaccinare și Profilaxie, care e folosit în toată lumea de 10 de ani. Și apropo, începând din luna octombrie anului trecut, Estonia, care este una dintre cele mai digitalizate țări din lume, și Organizația Mondială a Sănătății dezvoltă în comun un certificat digital de imunizare care va permite schimbul internațional de date privind vaccinarea. Belgia, Grecia, Ungaria susțin ideea unui pașaport COVID, iar în Israel, guvernul a lansat deja o aplicație de imunizare care permite accesul la diverse evenimente culturale și sportive cu mulți participanți. Așa că, da, n-am nimic contra unui pașaport de vaccinare anticovid, ba chiar din potrivă, cred că ne va ajuta pe toți să ne reluăm cât mai repede viețile noastre de dinaintea pandemiei. Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599. Pe unii dintre noi, nu pe toți. Aia e problema. Vă așteptăm, prieteni, la 0372069599 să vă spuneți punctul vostru de vedere, pentru că sigur, sigur, dezbaterea asta va ajunge și în România. Ea va fi pe masa Uniunii Europene în curând, a Organizației Mondiale a Sănătății, dar și pe masa autorităților din România. Sigur că soluțiile luate s-ar putea să fie globale,
Dar fiecare țară va avea dreptul. Cum noi n-am votat despre asta, e unul dintre puținele locuri în care putem face o dezbatere. Emil, bună ziua. Vorbit mult. Hai da. Să pornim. Emil, bună ziua. Ești în direct la avocat. Salut. Bună ziua. Bună ziua. Bine ai venit. Vă salut, domnilor. Salut. Domnul Triblea, domnul Pietreanu, vă ascult cu mare atenție. Da, puteți să-mi spuneți. Zi. Mulțumesc mult. Puteți să-mi spuneți pe Pietreanu, deși cred că original. Puteți să le spune pe nume? Bine. Da, sigur, bine. Sigur. Deci, Vlad Cătălin, eu încep cu o scurtă introducere. S-a vorbit un pic, Vlad, cred că a vorbit un pic despre canetul de febră, de vaccinare de febră galbenă. Da. Eu sunt doctor și în același timp sunt și navigator. Sunt medic pe nave de croazieră. Da. La capitolul echipaj pe navele de croazieră, carnetul cu vaccinarea de febră galbenă este obligatoriu la îmbarcare. Obligatoriu. Deci indiferent de navă, indiferent de itinerariul navei, deși febra galbenă este endemică, mă rog, în anumite zone ale globului, nu este cu transmiterea aeriană, este un vector, un țânțar, nu anofelul, un alt fel de țânțar care transmite boala, dar este obligatoriu. Eu, ca doctor pe navă, pot să îi contest îmbarcarea unui navigator care nu are carnetul de febră galbenă. Ok. Asta a fost introducerea. Nu, tot referitor la febra galbenă, după 10 de ani, de abia în 2016, după studii, se făcea odată la 10 ani. Deci trebuia să-ți împrospătezi vaccinarea odată la 10 ani. Cred că am făcut și eu odată un vaccin de ăsta pentru călătorii. De febră galbenă. Mai mult, cu multă vreme în urmă, da. Da, deci asta este obligatoriu. Marinarii se mai îmbarcă făcând pe carnet, pe un carnet, altul decât ăsta de febră galbenă și cu alte vaccinuri. Mai fac hepatită, mai fac tetanus, dar nu sunt obligatorii. Deci el nu... Asta la ce concluzie ne duce, Emil? Că îmbarcarea. Deci, încă o dată, ca să termin cu febra galbenă, de-abia în 2016, în iunie 2016, Organizația Mondială a Sănătății a spus că vaccinarea împotriva febrei galbene este lifestyle. Deci l-ai făcut odată, ești protejat toată viața. Am înțeles. Deci 10 de ani a durat chestia. Hai să trecem chestiune. La deci, la chestiune, eu sunt de părere, așa cum a spus Vlad, cuvântul este cel mai potrivit, ca vaccinul să fie exclusiv. Bun. Deci, domne, nu te vaccinezi, ești de antivaccinist, păi nicio problemă, stai acasă, muncești în țara ta, ai toate drepturile în țara ta, dar atunci când vrei să călătorești mata, prezinți o dovadă că te-ai vaccinat. Este exact ce spuneam eu. El face două categorii de cetățeni despre care unii vor spune nevaccinatule. Nici n-a trebuit să deschidem mult în nevaccinatule. Ești exact. Periculos. Nu, asta este interpretarea în societate. Asta este interpretarea lui Emil. Eu nu cred că asta, că vreun stat își va permite să aibă o astfel de abordare, ci va cere ca exact și până asta acum, așa cum... Așa este înțelege lumea aceste pașapoarte. Asta este interpretarea lui Emil. De-aia suntem aici ca să explicăm. Nu cred că vreun stat va face din existența pașaportului COVID o chestiune exclusivă atâta timp cât există teste pentru identificarea virusului. Asta este părerea mea și cred că la un moment dat... Adică tu crezi că ar trebui să fie mai dur decât pur și simplu. Eu pot să vă spun că în materie de navigatori, ăsta va deveni la fel cu febra galbenă obligatoriu pentru îmbarcarea pe navă. Acum, deci te îmbarci, vrei să medic. Te îmbarci, ai carnetul de febră galbenă, ai carnetul de vaccinare. Adevărul că industria croazierelor de plăcere este practic moartă din cauza epidemiei. E moartă, da. Logic. Deci cu asta se va începe și eu vă spun că treptat, cu timpul, se va ajunge și la un fel de pașaport. Mă rog, acum nu știu dacă va fi absolut internațional sau știu eu cumva, dar la ora asta, după ce am văzut și am asistat la tot felul de discuții, am stat anul trecut 11 luni în China, pe o navă. Deci știu cum fac chinezii exact. Nu poate să-mi spună mie nimeni povești despre China, despre... Da? Am venit în România, e haos aici. Deci eu aș zice să ne mai liniștim un pic și aia care ne vaccinează, antivacciniști, ăștia să stea pe acasă. Nu toată lumea e antivacciniști. Să vorbească cu telefon, să-și împărtășească Este exact genul de atitudine pe care îl creează acest tip de document. Ăia să stea. Ăia nu-s de-a noștri. Toată lumea poate să-și facă vaccinul ăsta?
De ce să nu poată să-și facă? Păi scrie în prospect că ea cu probleme bine, de coagulare... De mâine. Aia cu probleme, scrie în prospect de aia cu probleme de coagulare, ca să dau un exemplu. Și pentru febră galbenă există scutiri, dar vine cu scutirea de la doctor și senată și tampilată de Ministerul Sănătății. Deci facem o industrie, facem o industrie a scutirilor. Nu doctore, sunt, acum se poate călători și fără vaccin. Așa e? Eu așa aș nu, acum, nu, Emil. Deci acum se poate călători și fără vaccin. Dacă prezinți dovada unui test negativ și așa mai departe, dacă ești ok, dacă nu vii din focare, nu știu, poți să călătorești. Chiar și în condiții de pandemie. Sigur. De ce crezi că s-ar schimba asta? Asta nu se va schimba. Eu n-am zis acum. Nu, am zis acum. Nu de acum, ba din contră. Trebuie să lăsăm un timp ca toată lumea să se poată organiza, să se poată vaccina cu un vaccin sau altul, în funcție de posibilitățile țărilor respective, cu ajutoare gratuite, negratuite, nu știu, un timp, nu știu cât ar fi ăsta, un an, doi, zic eu, poate doi ani, să se vaccineze. Dar după aceea, să ne iertați, dar s-au investit bani, statele au cheltuit o grămadă de bani să vaccineze populațiile, să și le protejeze. După aceea ajungă la 60-70%. Mie nu mi se pare firesc să vină un antivaccinist din nu știu ce țară bananieră și să infecteze o țară întreagă care a cheltuit. Nu mi se pare. Mulțumesc foarte mult, Emil. Da, domnul doctor este furios. Cred că are motivele dânsului, cred că e obișnuit cu un anumit timp de disciplină, nu cred că problema se va pune așa, da, exclusiv. Discuția așa se poartă și la nivelul statelor lumii, atenție! Nu este adevărat. De unde știi că se poartă așa la nivelul statelor lumii? Sunt lideri. Asta vrea Ungaria, asta vrea Grecia, deci să construiască niște sisteme exclusive. Nu, îmi pare rău, nu este vorba despre asta. Nu e vorba de generarea unor drepturi suplimentare, ci a unor obligații. Nu este vorba, niciodată n-a fost vorba, așa să nu dezinformăm, e important. N-a fost vorba niciun fel de declarație politică și nici nu cred că se va face de interdicția dreptului de a călători fără certificat de vaccin. Nu a fost vorba de asta. De constituirea unor obligații. Ce obligație? Obligația ajungem în același avea... punct. Păi nu. Obligația de a avea acest tip de document așa. Ca să poți să-ți exerciți diverse drepturi. Ce anume? Cum ar fi ce drept? Dreptul de a intra, știu eu, pe vase de croazieră, dreptul de a intra în club. Scuzați, astea sunt regulile companiei respective. E ca și cum ai spune că de ce... respective... Îmi pare rău, e ca și cum ai te-ai mira... Tot de la state vin. Îmi pare rău, e ca și cum te-ai mira că o companie aeriană nu permite accesul celor în stare de ebrietate la bord. Adică, mă scuzați. Puține, altă chestiune. Ce e altă chestiune? Ești, dacă ești în stare de ebrietate, poți... Așa nu-ți permite nici să fii drogat, în mod evident, dar nu vorbim despre lucruri penale. De ce? Pentru că poți să faci... Nu! Dar ce? Să fii în stare de ebrietate e un lucru penal? Nu știu, poți să săvârșești vreo... Iată, poți să faci ceva cuiva rău. Nu să faci ceva cuiva rău, dar nu comparăm aici chestiunile. Deci nu a fost vorba nici o clipă, Cătălin, să nu înțeleagă ascultătorii noștri altceva. Multă lume, ca și Emil, exact în sfera asta gândește. Păi de asta suntem noi aici, ca să le explicăm oamenilor că aceste certificate, pașapoarte de vaccinare, nu vor interzice dreptul de a călători. Vei putea prezenta cu siguranță teste care să demonstreze așa cum se întâmplă și acum. Deci să nu înțeleagă greșit. Ar putea să creeze o discriminare în materie de călătorii și de muncă. Unii, de exemplu, la muncă să spună, domnule, dacă n-are, eu nu-l iau, nu-l angajez. Asta este o decizie care va fi judecată de tribunalele pentru dreptul muncii. Pentru că nu cred că va exista legislație în sensul ăsta. Și atunci de ce facem chestiunea? Păi există discriminare doar și acum. Doar pentru ușurința... Există discriminare și acum la angajare. Da, nu pe baza asta. Avem un Consiliu Național al Discriminării? Nu, avem pentru o mulțime de alte lucruri. Da. Adică nu eliberăm dovada vaccinării care să fie luată în considerare. Dovada vaccinării, dar ca un act medical, asta spune și președintele Iohannis. Pentru că s-ar putea ca un angajator undeva să discrimineze? Dar asta a făcut omenirea. Adică ți-am spus... Asta e bun, atunci nu ne mai vaccinăm deloc, că omenirea a făcut asta. Nu e vorba de din Africa de Sud sau America de Sud. Din America. Da, asta așa s-a purtat omenirea. Păi noi am făcut asta, n-a făcut-o nimeni, păi atunci, altcineva. Știi ce? Hai să fim toți bolnavi și atunci nu mai e nicio discriminare, nu? Dar nu așa se pune problema. Deci unii oameni chiar au câștigat bani în plus pentru că erau imunoprivilegiați, erau imunizați. Așa. Unde? În America. Când? Acum 200 de ani. E o istorie pe care am... Eu cred că s-au mai schimbat lucrurile din 200 de ani. Ce mai avem niște drepturi. Laszlo, bună ziua. Sunteți în direct la avocat. Alo, Laszlo. Aș zice Iore Gheld, dar Iore Gheld e bună dimineața. Cred că Ion o pot chiva în o chestie și Danșu, cum se zice, la revedere. Mergem mai departe. Dorin. Alo. Bună ziua. Salut, Dorin, ești în direct la avocat. Da, mai am încheiat o discuție cu medicul meu de familie. Eu sunt în grupa aia de risc cu
mă rog, că am o boală hipertensiune, dar am doar 60 de ani, nu 65, însă să știți că medicul de familie ar trebui să stea pentru mine pe call center sau pe aplicație, dar asta e altă problemă. Să revin la... Deci medicii de familie nu au nicio instrucțiune și nicio posibilitate acum cum să înscrie pe cineva. Asta, în paranteză. La din ce am vorbit cu domnul colonel Gheorghiță, începând cu ora 15, platforma va permite programări. Astăzi, e vorba păi de platforma... Dar medicul meu de familie ar trebui să intre pentru mine și alți vreo 200-300 care să-l rugăm să stea în locul nostru pe platformă. Deci pentru ei nu este creată o altă posibilitate ca să facă asta. Așa este. Deci să stea în locul nostru. Asta e. Dar poți să te înscrii singur dacă vrei. Exact, poți să te înscrii singur, dar mama mea nu mai trăiește, dar sigur nu se putea înscrie singură pe platformă, deci tot la mine apela. Da. Și eu, sau la medicul ei de familie. I-am făcut cont maică-mi. E alt subiect, sigur. Organizarea sau neorganizarea. Am călătorit în toată această perioadă. Da. Am fost de câteva ori în Dubai, am fost testat când am ajuns, când m-am întors, când a trebuit să merg, când a trebuit să plec și am făcut-o pe banii mei și am avut nevoie să fac aceste călătorii din activitățile pe care le am. Da. O observație la voi. Toată cheltuiala nu o face statele, o facem tot noi cetățenii. Păi banii da. Sunt de fapt ai noștri, ai tuturor. Te refer la cheltuiala de testare. E toată cheltuiala de... Nu. Toată cheltuiala asta de testare, da, publică, se zice. Mă refer la cea cu vaccinul. A, sigur, deci sunt bani publici, da, evident. Din banii mei, din banii dumneavoastră, se testează cât s-or testa. Vă dau un exemplu. O firmă de catering. Eu n-aș mai permite să fie brutarul, bucătarul, ce e acolo, să vină la muncă dacă nu este testat. E o zonă de risc când periclitează afacerea. Există un risc. Mi se îmbolnăvesc 1, 2, 3, trebuie să-i trimit pe toți acasă. Corect. O să apară o grămadă de situații. Tentația de falsuri este în momentul ăsta deja mare, falsul pentru că ai testul PCR. Va fi tentația de falsuri pentru certificat că ai fost imunizat sau nu. Hai să facem o diferență. Spui că nu ai mai permite, de fapt, să vină nevaccinat, nu testat. Că e da, nevaccinat, exact. Exact. Acum a testat, atunci a vaccinat, da? Da. Da, pentru că se întâmplă că... așa, dacă apare un focar într-un business de acest gen, se închide business-ul. Păi, acum ce facem? Că sunt o grămadă de oameni, uite, eu chiar știu cazul unui coleg, mama lui lucrează la brutărie, și sunt 16 doamne care lucrează în atelierul respectiv de brutărie. Dintre ele doar două vor să se vaccineze, celelalte 14, din diverse rațiuni, nu se vaccinează. Ce propui să facem în această situație? E ca discuția de ieri cu profesorii, că întâmplător am auzit-o. Și chiar și cifrele văd că sunt acolo. O fi o proporție asta deja. Da, mă, e doar o coincidență. Pot să intervin? Sigur, o să sune un pic așa blasfemiator, dar să știți că, până la urmă, piața liberă o să regleze asta. Cum? Adică eu, ca cetățean, gândiți-vă fiecare. Când o să vedeți, o să aveți de cumpărat, să zice, niște mâncare la prânz. Că vorbeam de brutărie. De la delivery. Și o să aveți pe telefon două restaurante. Unul o să precizeze. Toți angajații noștri sunt vaccinați. Celălalt nu precizează asta. Mâncarea e la fel. Da. Sincer. Da. Sincer. Aceste lucruri de unde alegi? Așa vor evolua. Aceste lucruri așa vor evolua, indiscutabil. Ți se pare o formă corectă? Adică specificarea asta, ai noștri sunt vaccinați? Și cum ajungem ca toți ai noștri să fie vaccinați? Voastre despre drepturi și libertăți. Stai un pic, că vreau să văd aici cum se ajunge la ideea că toți angajații vor fi vaccinați. Cum se procedează? Simplu, pentru că dacă nu se vaccinează, riscul de a duce boala în grupul de colegi... Am înțeles, știu, asta am înțeles. Deci că boala, că e periculos, sigur că da. Eu întreb aici cum procedează un patron ca să aibă toți angajații vaccinați. Bun, haideți să mergem... Ok, îi lămurește, că altfel nu îi mai ține la muncă, să spunem, și asta sună dur. Dar haideți să luăm că din cei 14... Luăm în calcul și chestia sau 3, asta. 2 sau 3 au probleme cu coagularea de sânge, ok? Bun, cei care au probleme și nu le este recomandat vaccinul, nu o să-i ceară nici patronul, pentru că o să fie o anumită siguranță, pentru că sunt ceilalți 12 vaccinați.
vor funcționa, vor fi primiți și ăștia la serviciu, da, eventual să se testeze din când în când. Vorbim de cu vorba bună, adică nu... Vine patronul într-o zi și zice, bă, știți care e treaba? Vorba bună, să spunem, până la un moment dat. Da. O vorbă dar care la un moment dat, pot să dau un exemplu? Bă, dacă nu sunteți vaccinați, nu mai veniți de mâine. Nu cred că o să-și permită nimeni să dea afară pe cineva pe acest motiv, care este în mod evident ilegal, dar încă o dată, piața va rezolva lucrul ăsta. Și vă dau un exemplu. În Statele Unite, un lanț bine cunoscut de băcănii, Trader Joe's, care e destul de mare, oferă un stimulent financiar, mai exact, nu e foarte mare, 2 ore de muncă, salariu pe 2 ore, angajaților care se vaccinează. Atât. Da, da, da. Nu, da, alte lanțuri nu fac asta, alte lanțuri nu fac asta. Dar iată că lanțul acesta oferă acest stimulent financiar. Vrei? Poftim, din partea noastră o primă. Asta e o chestiune e o chestiune care ține de piață, adică toată povestea asta a vaccinului se duce doar într-o zonă economică. Nu, dar și zona economică își va spune cuvântul aici. Cred că zona economică va fi cea mai mare presiune până la urmă pentru vaccinare. Bun, cred că de acolo va deveni cea mai mare presiune, de treptat, fapt, dacă e să vorbim în termeni realiști. Treptat, treptat atunci, din punct de vedere economic, mulți cetățeni vor renunța la o parte din lucrurile în care cred, în care speră, pentru că nu vor mai avea cum să trăiască, nu? Care sunt locurile la care renunți când te vaccinezi împotriva unei boli care poate să te ucidă? Asta e în viziunea noastră. Alți oameni gândesc tamam pe dos. Da, dar încet, încet lumea o să înceapă să gândească niște lucruri din mai multe perspective. Nu exact asta. Una dintre cele mai mari temeri ale unei părți din populație care spune așa, bă, până la urmă au făcut ce au făcut și ne obligă să ne vaccinăm, să băgăm în noi o substanță în care nu credem. O să existe și o asemenea. Ce să-i facem? Și nu pare rău. Asta nu e esențială pentru viața lor? Asta crezi? Ok, bun. Deci sunt campanii de vaccinare crezi, care durează până la urmă ai libertatea să crezi asta, dar... Okay, dacă vrei să te auto-excluzi din societate, asta vine cu niște costuri. Treaba ta. Vrei să o faci? Ok. Dar asta va veni cu niște costuri. Așa, doar pentru mai că... departe, dar deci așa nu ai argumente funcționează... științifice pentru asta. Este doar... Nu sunt argumente științifice, bagă nu e părerea mea. Cap. Nu dacă asta crezi, atunci poate mea, că trebuie să te coste. Nu e părerea mea, dar eu trebuie să iau aici partea unor oameni. Și sigur, nu vorbesc de chipuri. Adică, bun, uite, de la bun început exclud chestiunea cu chipurile. Pentru că, hai să nu vorbim de prostie, dar sunt oameni care încă nu sunt convinși că acest vaccin care a fost dezvoltat în 9 luni de zile funcționează exact cum și-ar dori ei. Îmi pare rău. Sunt și oameni atunci, care... ce facem noi aici cu acest tip de propunere este să nu să adâncim bulele existente în societate. Nu, îmi pare rău. E o forțare a unei... Pe adică cum? E ca și cum... Exact, dar voi ați spus că se auto-exclud. Păi da. Excluderea înseamnă bulă. Păi, adică vom avea două categorii de cetățeni. Iartă-mă, dar e ca și cum ai spune că nimeni nu trebuie să aibă permis de conducere pentru că unii nu vor să-și ia permis de conducere și auto-excludem și din cauza asta ei săraci trebuie să meargă cu taxiul. Chestii care costă și creează discriminări. Ia uite, bă, n-ai permis. Prea mare comparație. Adică cum adică? Permisul de conducere e o chestiune absolut benevolă. Adică... Păi și vaccinarea cum e? Păi și asta e benevolă, dar are efecte mult mai mari asupra vieții. Are efecte de sănătate. Păi, noi vorbim aici că nu poți să mai muncești în anumite situații. Unde zice, domnule? Nu, exact. De unde ai spus de asta că nu poți să muncești? Ăsta e raționamentul, Vlad, dar așa s-a făcut raționamentul, nu? Mai devreme, asta a fost tot raționamentul în discuția cu Dorin. Că, domnule, piața îi va împinge să ajungă convins, situația nu știu ce. Sunt convins că o să piața fie. Nu îi împinge pe niciunii să fie toți șoferi. Îmi pare rău. Sunt convins că o să existe business-uri care, dimpotrivă, o să spună niciunul dintre angajații noștri nu este vaccinat și noi nu am acceptat să fim cipați cu chipuri 5G băgate în vaccin. N-am și atunci cei care sunt antivacciniști vor putea să susțină acele business-uri. Hai să mai luăm măcar un telefon astăzi, da? Păi nu. Cine? George. Da. George. Salut, băieți. Da. Vlad, uite, apropo de discuția de adineauri cu interlocutorul tău, da. Nu crezi că va exista o condiție la angajare? Ia, frate, prezintă-mi... Nu, atâta timp cât... Stai că mă întreabă pe mine. Da. Atâta timp cât nu există o lege care să prevadă obligativitatea vaccinării, nu poate fi impus... Păi deocamdată nu există o lege. Asta vreau să vă spun. Deocamdată, dar asta va fi o condiție. Și din punctul meu de vedere, uite, eu... Când o să ajungem în situația unei legi care să prevadă obligativitatea unui anumit tip de vaccinare în România, o să discutăm. Deocamdată nu există și nici nu cred că va exista prea curând așa ceva.
Bun, uite, da, eu, uite. Nu, serios. Deci nu poate, stai că legal nu poate fi invocat ca un criteriu de angajare. Pare rău dacă e un criteriu de angajare, cine suferă din pricina asta, dă în judecată și câștigă. Da. Știi că nu funcționează chiar cum așa. Cum să nu funcționeze? La Digi24, ieri, un patron din Horeca a declarat că nu va mai accepta la muncă decât pe cei care sunt vaccinați, iar dacă nu sunt vaccinați, le va cere câte un test de ăsta rapid în fiecare zi. Nu știu legal cum poate face asta. Dânsul poate să declare ce vrea. Important e dacă poate să o facă legal. Da, păi... Așa fiecare spune ce vrea, da. Nu poate să o facă legal, păi, dar tu știi cum se desfășoară lucrurile într-o companie de genul ăsta. Cum se desfășoară? Adică, bun, într-o zi, unii vor veni cu vaccin și vor zice, bă, asta e, nu știu ce. Nu cel are. Care va refuza să vină cu un vaccin... Da. Omul îi va face teste în fiecare zi și știi că până la urmă se vor... Sună la inspecția muncii și lucrurile se rezolvă pe loc. Pe loc. Și după aia mai rămâne omul ăla să muncească acolo, crezi? Nu, dar o să-și ia banii liniștiți și să duce să angajeze în altă parte. Nu, acum, pe bune, ce vrei să spui? Că patronii pot încălca... Adică... Schimbarea locului de muncă nu e așa o chestie... Are să și atunci, face de pe zi atunci pe alta, ca să evităm chestiunea asta, să nu vaccinăm pe nimeni, astfel încât nimeni să nu poată să se gândească că ar putea să discrimineze. Eu îți arăt, doar ce probleme pot apărea în din toată ce? Din situația. Vaccinare? Din nu vaccinarea e problema. Ca să nu le spunem oamenilor că noi discutăm povestea vaccinării. Păi oricum primește adeverință de vaccinare. Oricum primește adeverința vaccinare. Însemnătatea acelui document față de legile și raporturile noastre sociale o discutăm astăzi. Scuzați, dar patronul pe care îl invoci, el nu vorbește despre pașaportul internațional de vaccinare. Nu, vaccinare. Vorbește exact de foaia aia. Ce foaie de adeverință? Da. Păi oricum o primești când te vaccinezi. Primești toată de adeverință, că s-o cere cineva. Aia e ok să o primești. Mulțumesc frumos, prefer să am adeverință că sunt vaccinat. No. Care e problema? Aia e ok să o primești pentru că așa poți fi verificat în sistemul medical, pentru că se adaugă la dosarul tău medical și așa mai departe. Logic. Întrebarea pe care o punem noi astăzi este ce raporturi creează acel document în spațiul relațiilor sociale de muncă, călătorie, distracție, ce însemnătate juridică alta decât cea medicală are acel document. Asta trebuie să stabilim. Nu însemnătatea lui medicală e clară. De ce facem? Cine se vaccinează, are documentul ăla ca să dovedească... Da, va face o diferențiere. Acel raport va face o diferențiere, în primul rând, între oameni și, din punctul meu de vedere, este, cum să spun, e doar o chestiune de durată. Următorul vaccin va fi contracost. 100%. Tot ce e posibil. Adică, deocamdată e gratuit, dar... Da, deocamdată e gratuit. Nu, stai, s-ar putea... Da, mai e până atunci, nu știu cât o să mai fie. Vaccinul antigripal este, din câte știu, gratuit pentru anumite categorii, dar eu nu l-am plătit. Adică, n-am. Da, e gratuit. Dar e ideea, de exemplu, vaccinul antigripal, cât îți garantează, între ghilimele, că nimeni nu-ți garantează, dar cât îți garantează, între ghilimele, un an de zile, parcă, nu? Da, maxim un an. Așa va fi și, cred că așa va fi și ăsta. Păi stai, că ăsta deocamdată e garantat doar 6 luni, nu? Da, pentru că suntem la început, da, datele vor continua să se acumuleze. O să fie mai mult, mai puțin, da? Să zicem că în aceeași logică un an, adică sezonier, domnule. Da, va fi sezonier. Eu sunt sigur că ăsta, pentru că nu face nimeni benevol, ăsta va fi ca și orice, e un business. Hai să acceptăm și treaba asta. Este un business. Normal că dacă n-ar fi un business, crezi că l-ar face cineva așa? Adică, bun. Normal că e un business. Faptul că e un business e foarte bine că e un business, că dacă n-ar exista profit, nici nu s-ar face. Nu putem pleca de la... Eu știu ce vrei să zici, că pleci de la ideea că încearcă ea să ne bage pe gât ceva. Nu e așa. Nu e așa. Și apropo, să știi că... Nu ne bagă pe gât. Dar dacă după un an de zile ne spune, dacă ai sărit un an, nu mai are nicio valabilitate. Sau dacă ne spune... Nu așa funcționează vaccinurile. Plus că ele vor avea, dacă vor avea... Ele au costuri de... Nu știu dacă vor fi vândute și cu ce preț. Habar n-am. Eu de vreme să discutăm despre asta. Dar ele au costuri de producție diferite. Adică vaccinul AstraZeneca Oxford, dacă va fi aprobat, că discuția în Uniunea Europeană e pe 29 ianuarie, el e vaccin care se produce în masă și va fi la costuri foarte mici. Vrei să prelungim? Da, eu mi-aș dori. Hai că n-am reușit să luăm decât 3 telefoane și văd că lumea vrea să vorbească despre asta. De 0372069599 să mai prelungim emisiunea noastră astăzi și după știri. Deci vin știrile, în 20 de secunde luăm o scurtă pauză pentru știri și după aceea continuăm dezbaterea. Deci încă o dată, vorbim despre posibilitatea apariției unui pașaport internațional de vaccinare. Dar, dacă sunteți de acord sau nu cu ideea care să permită sau să nu permită diverse lucruri.
Gorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Informare meteo de ger, de la noapte de la ora 2 până miercuri la ora 10. Temperaturile scad în toată țara, ziua vor fi între minus 10 și 0 grade, noaptea chiar sub minus 20 de grade. Etapa a doua de vaccinare pentru COVID a început în capitală. Primele vaccinate au fost persoanele în vârstă din Cămine. Acolo au mers echipe mobile de medici și asistenți. Peste 200 de oameni cazați în 11 centre au primit prima doză, spune șefa Direcției de Sănătate București, Oana Nicolescu. S-au deplasat 4 echipe mobile la 11 centre rezidențiale de la nivelul municipiului București. Aceasta însemnând că reușim în cursul zilei de astăzi să vaccinăm peste 200 de persoane. Din peste 2000, nu? Da, peste 2500 cred că erau. Toate aceste cifre doresc să specific că sunt în continuă creștere. Persoanele aflate în centre de îngrijire n-au voie să iasă din cămine de la debutul pandemiei, adică de 11 luni, decât dacă la revenire prezintă un test negativ. Acum se ia în calcul o relaxare a măsurii pentru cei vaccinați. Bineînțeles, poate gândim pe mai departe că acest lucru să continue, dar nu ne-am pus încă această problemă. Probabil că, uitați, acum că mi-a supus atenției, bineînțeles, o să vedem cum reușim să menegeriem și această problemă. 3.353 de cazuri noi COVID au fost anunțate azi, din aproape 26.000 de teste PCR și peste 5.000 teste rapide. 63 de pacienți COVID au murit. La terapie intensivă se află 1.091 de pacienți acum. În Brașov, doar 43% din angajații din educație sunt dispuși să se vaccineze pentru COVID, transmite din Brașov Cristina Nica. Dintre cele peste 8.000 de persoane angajate în unitățile de învățământ din județ, doar 3.500 sunt de acord să fie imunizate împotriva COVID. Dintre cei care doresc să fie vaccinați, cei mai mulți sunt profesori, peste 2.600. Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Brașov, Valentin Bucur. Și-au exprimat disponibilitatea privind vaccinarea anti-COVID-19, 3.508 persoane, reprezentând un procent de 43,29%. Se constată un procent mai mare de disponibilitate privind vaccinarea în rândul cadrelor didactice de predare din mediul urban, 48,58%. Cifrele colectate de Inspectoratul Școlar Brașov sunt apropiate de situația națională. În contextul posibilității redeschiderii unităților de învățământ în 8 februarie, reprezentanții Inspectoratului Brașov spun că încrederea părinților de a-și trimite copiii la școală va depinde de numărul de cadre didactice care au spus da vaccinării. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Valahia Express este drumul de mare viteză pe care îl anunță ministrul transporturilor între București și Târgoviște. Anunțul vine la o zi după ce compania de drumuri a realizat un contract pentru lărgirea la 4 benzi a DN71 Buldana Târgoviște. Ministrul Cătălin Drulă despre drumul expres propus în loc. Este o prioritate pentru mine să facem acest proiect. Este o lungime estimată de 60 de kilometri. Au estimat colegii din minister un pic peste 200 de milioane de euro acest proiect. Cred că legătura se va numi Valahia Express. Cred că legătura între București și Târgoviște merită un drum modern. Dacă facem un drum de anii 50, de anii 50 va rămâne zeci de ani de acum încolo. Ministrul Cătălin Drulă spune că drumurile expres nu au ce căuta prin localități. Pentru rutele aglomerate, drumurile naționale aglomerate, soluția nu mai este să lărgim aceste drumuri la 4 benzi prin mijlocul satelor. Se poate construi la costuri mai mici și mai rapid, făcând drumuri expres în afara localităților. Drumul expres, după părerea mea, trebuie prelungit până în inelul de centură, adică să nu înceapă numai de la Tărtășești-Buldana, ci direct din inelul de centură. Este șes, este loc. Autoritățile din mai multe țări europene spun că primesc mai puține doze de vaccin anti-COVID decât se așteptau. Se plâng că nu e clar cum se vor face și următoarele livrări. Situația este prezentată de jurnaliștii Reuters. Agenția de știri notează că distribuția vaccinurilor se face inegal în statele din Uniunea Europeană. Ani Sandu. O treime dintre țările din Uniunea Europeană s-au plâns de dozele insuficiente de vaccin primite în cadrul unei videoconferințe de săptămâna aceasta a miniștrilor sănătății, a spus o sursă pentru agenția Reuters, fără să numească și statele respective. Reuters notează că Germania va primi 4 milioane de doze de vaccin Pfizer până la sfârșit de ianuarie, iar România, cu o populație de 4 ori mai mică, doar 600 de mii, în timp ce Bulgaria și mai puțin, 60 de mii. Ministrul român al sănătății Vlad Voiculescu a spus la TVR că principala problemă în perioada următoare va fi cantitatea mică de vaccinuri. Nu am nici cea mai mică îndoială că principala problemă pe care o să o avem în perioada următoare este cantitatea mică de vaccinuri pe care încă o avem disponibilă. Și trebuie să spunem, nu România are o cantitate mică de vaccinuri disponibile, ci toată lumea. Un alt oficial european a declarat că livrările vor fi limitate cel puțin până în martie, iar producția ar fi crescută cu adevărat doar în septembrie.
Ora 14 și 5 minute, continuă Avocatul Diavolului. Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM. Am revenit în emisie, am hotărât să prelungim emisia pentru că ne sunați pe toate părțile, sună telefoanele, toate redacții. Eu, ca să fiu cinstit, recunosc, m-am spus la baie în pauza asta. Și a sunat cineva și acolo? Băi, nu la baie, dar pe drum. Adică Cristina de la recepție mi-a zis, zice, sună lumea, nu mai, hai, faceți ceva că nu mai pot. Deci, da, suntem în direct, 0372069599. Azi, la Avocatul Diavolului, vă întrebăm, sunteți de acord sau sunteți împotriva existenței unor pașapoarte de vaccin? Care să dea drepturi de călătorie, muncă, distracție posesorilor lor. Cred că am rămas la Mihaela, nu? Cu ea începem. Salut, Mihaela, bine. Bună, Mihaela. Bună ziua. Bună ziua. Mă bucur că am reușit să intru în direct. Te rog. Sunt medic și cred că sunt în măsură să discut despre subiectul ăsta. Sunt pro-vaccinare, bineînțeles. Da. Și cred, sunt foarte de acord cu certificatul, cu acest certificat, da? Cu condiția să nu ajungem să se falsifice ca și testele PCR, din păcate. Am înțeles că asta testul PCR la ieșirea din țară doamna doctor, să fie falsificat. Eu nu pot să iau la pertu doctorii, profesorii, am această problemă. Deci, doamna doctor, unul dintre motivele pentru care se discută la nivelul unor organizații internaționale, cum este IATA, de exemplu, adică Organizația Internațională a Transportului Aerian, de o aplicație electronică valabilă pe plan internațional și acceptată în mai multe state, este tocmai ca să evite sau să reducă cât mai mult posibilitatea falsificării. Așa cum folosim boarding pass-uri și sisteme de ticketing în industria aeriană, care sunt verificabile la nivel internațional și valabile în fiecare țară, așa ar vrea să facă și acest certificat, astfel încât să nu vină ala din Kazahstan sau din România sau din Statele Unite cu un certificat scris de cineva, ștampilat, neștampilat, fiecare cu ce vrea el. Am rog să aibă niște coduri, înțeleg procedura. Da. Deci aici ne-am liniștit. Acum, cu testul PCR sunt două discuții. Odată, treaba asta cu falsificarea, care, sigur, nu se face pe scară chiar atât de largă, dar există. Și mai e un aspect. Testul PCR poate să-ți iasă negativ și tu să fii în incubație. Da? Și atunci tu ai ieșit din țară ca fiind negativ și ai ajuns să te îmbolnăvești pe acolo, să-i îmbolnăvești și pe alții și așa mai departe. Deci nu este foarte sigur. Dar îmi permiteți să vă întorc totuși la certificatul. Ce ar trebui să facă certificatul ăsta? Certificatul ar trebui să ne dea dreptul celor care am reușit să ne vaccinăm până la vară, să zicem. Sper că într-un an reușim să ne vaccinăm cât mai mulți. Certificatul ne dă posibilitatea să ieșim mai ușor din țară, da, celor care sunt vaccinați. Sigur că nu mai discutăm că ne oferă protecție vaccinul în sine. Da? Deci vaccinurile au salvat omenirea. Okay. Aici nu ar trebui să ne punem întrebări. Dar nu și-a pus nimeni. Ce ar trebui să mai facă certificatul ăsta? Uite, de exemplu, dumneavoastră sunteți vaccinată, noi nu suntem vaccinați. Sigur, dumneavoastră puteți ieși mai ușor din țară, noi nu putem să ieșim mai ușor din țară. Deocamdată nu o perioadă vor circula vor funcționa toate posibilitățile. Mm-hmm. Adică cei care s-au vaccinat au acest certificat de vaccinare. Mie nu-mi place să-mi recoltez testul PCR. Deci prefer acest certificat de vaccinare. Care sincer, deci o perioadă... Așa mi-aș fi dorit să există o metodă mai puțin nesuferită de recoltarea probei. Cum ziceți, doamna doctor? Exact. O perioadă circulăm și așa și așa. Bun. Și așa și cu testul PCR și mai există și varianta cealaltă. Sunt țări care ne lasă dacă au avut boală, deci pacientul a avut boală în ultimele 3 luni, Corect. Tot aceea de și când și poate să schimbă iasă treaba asta? Adică eu nu înțeleg aici. Și de la un punct încolo, dumneavoastră ziceți ce? Să se întâmple. De la un punct încolo, acum, eu nu pot să oblig pe nimeni să se vaccineze, da? Sau nu susțin obligativitatea, dar consider că prin acest certificat reușim să stimulăm lumea să se vaccineze. Lumea are foarte multe rețineri cu privire la acest vaccin. Și sunt oameni care au rețineri cu privire la vaccinuri în general. Două aspecte sunt aici. Nu știu dacă omul este mai în măsură să judece un vaccin mai mult decât oamenii de știință, decât oficialii de la Organizația Mondială a Sănătății, da? Deci ei pot să refuze un vaccin, dar își fac rău lor, da? Asta e tragedia. Și îmi fac rău mie.
Sigur. Deci îmi încalcă mie dreptul la o viață normală. Sigur că da. Pentru că considerăm și sperăm că scăpăm de virusul ăsta prin această vaccinare. Este singura posibilitate în acest moment. Ați văzut că au fost țări care au încercat să nu pună restricții, da? Face lumea boala, cât mai mult, imunizare în masă, la revedere, am scăpat de virus. Nu a mers. Nu a mers. Dar da? Ați fi de acord ca certificatul ăsta să fie folosit la muncă, așa cum vorbeam mai devreme de patronul ăla, de vorbea la DG24? Nu, e discutabil. Eu nu pot să... Deci, câtă vreme el reține la călătorii, cum spuneți dumneavoastră, e ok, dar când intră în restul drepturilor care ar putea deveni discriminatorii, atunci trebuie să... Eu aici sunt legi, care funcționează. Nu sunt de acord cu discriminarea sub nicio formă. Deci îl vedeți mai curând doar ca o formă de stimulare. Poftim, domnule, dacă ai un certificat, treci mai ușor pe aici, pe la noi, te duci mai ușor în Grecia, intri la noi în stațiune mai ușor. Nu-ți mai bagă nas. Bun, dar... cei care nu pot să-l facă, sau știu eu... La un moment dat, imunitatea asta mai încetează. De la 6 luni după ce ai făcut vaccinul, scrie acolo. Asta nu avem de unde să știm. Bun. Și în cum pot să apreciez eu ca stat, doamna doctor, uitându-mă la dumneavoastră, doamna doctor Mihaela, am uitat așa, și ați făcut vaccinul pe data de 10 ianuarie. Să spună oamenii de știință. Stai un puțin. Și în luna iunie, statul grec care vă așteaptă în vacanță mai consideră că mai sunteți imună sau vă mai spune... Mai vaccinați-vă o dată, că noi am vrea să vă vaccinați la 4 luni. Păi eu cred că până în luna iunie vom ști. Da, eu cred că până în luna iunie, la un moment dat, vom ști că am fi imunitate, cum, câți anticorpi, cât... Agenția Europeană a Medicamentului va comunica date de valabilitate pentru imunizarea dată de vaccin. Adică astea sunt lucruri care sunt controlate foarte strict în lumea medicală. Ceea ce vreau să spun eu este că... Deocamdată ni se recomandă vaccinarea și asta trebuie să o facem. Lumea trebuie să înțeleagă. Nimeni nu pune asta în discuție. Adică sensul discuției nu este... Din păcate. Nu, dintre noi doi. Da, despre asta vorbim. Sensul discuției este dacă acest document poate crea drepturi și obligații juridice. Acest document rezultat dintr-un act medical. Acesta este sensul acestei dezbateri. Asta vă întrebăm astăzi. Cu drepturile omului și cu drepturile cetățeanului e foarte discutabil. Adică mie mi se pare că li se dau drepturi ca multe oamenilor să aleagă în privința sănătății. Eu aici mă refer. Pentru că oamenii nu sunt în măsură. Doamnă, sper ca să nu vină ziua în care să ni se dea drepturi mai puține. Înțelegeți? Da, nu știu, că nu știu, asta e delicatețea acestei exprimări. Cătălin, tu ai fost... Doamne, eu nu știu, nu-mi permit să vă întreb câți ani aveți, dar eu am făcut școala înainte de Revoluție. Mă refer la școală. Da, și eu la fel. Și doamne, la fel. Erau campanii de vaccinare, adică nu se purta niciun fel de discuție. România se una cu China. Vrei să fac... Adică toți românii care au anumită vârstă au un semn pe umăr. Vlad, în China... Cred că cea mai mare victorie a antivaxerilor este faptul că acum se discută despre dreptul de a nu fi vaccinat. Sigur, există o grămadă de drepturi, inclusiv dreptul să te arunci în cap, nu? Sigur că da, există. Da, dar dreptul meu la sănătate, de ce mi este încălcat dreptul meu atunci la sănătate? Poftim. Vă dau un exemplu din China. Știți cum a procedat China ca să respecte drepturile la sănătatea multor oameni? A sudat ușile blocurilor în care erau bolnavi de COVID și restul oamenilor care erau în afara blocului și erau sănătoși au avut dreptul la sănătate. La noi nu se merge, o să vină ăla cu aparat de sudat, o să se uite și o să vină ce v-a lucrat aici. O să, și asta e sudură. Cu certificatul ăla. China, știți că face tot felul de lucruri care nouă ni se par inimaginabile acum. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru intervenție, doamna doctor, să rămână. Laszlo, uite, a revenit Laszlo, bună ziua. S-a întrerupt atunci cu Laszlo. S-a întrerupt, da. Bună ziua. Cum se zice? Ionopot Ivanov, corect, da, așa este, da. S-a întrerupt, din păcate, și n-am mai reușit. Te rog, te ascultăm. Uite, în primul rând, am ținut să resun, se vorbeau de drepturi și libertăți și patroni și toate cele. Uite, eu am avut o discuție cu o educatoare de la o creșă de stat. Și s-a pus problema în a se vaccina sau nu. Și s-a răspuns, dacă nu dorești acest lucru, nicio problemă, dar ți se va trebui să face contractul de muncă. Stați un pic, cine i-a zis cui? În interiorul instituției respective. Adică acum directoarea instituției, stați un pic, ca să înțeleagă toată lumea, deci directoarea instituției sau managerul
I-a spus unei educatoare de unde sunteți dumneavoastră, exact. I-ar fi spus, da, dintr-o instituție de stat că îi desface contractul de muncă. Da, nu are nicio importanță, poți fi de stat privată, nu... Mă rog, de stat, că la privat acolo nu prea, mă rog, ține mai mult de patron, acolo n-ai cum să obiectezi. Dacă patronul ai cum să obiectezi. În instanță, Da, și la stat ai cum să obiectezi. Da, întâmplarea asta trebuie luată așa cu... Poți să spun orice, domnule. Faptul că există un risc destul de major să ai niște drepturi privilegiați. Adică, mă rog, de fapt să nu ai niște drepturi dacă optezi pentru a nu te vaccina. Este primul lucru la care vreau să... Primul drept la care renunți e dreptul de a fi sănătos în fața COVID. Ăla e primul drept la care renunți. În rest, există protecție legală pentru astfel de situații. Da, dar uitați că se pune problema în felul acesta și... Nu știu, povestiți o chestie anecdotică. Corect. N-am de unde să știu că e adevărat, nu știm nimic și nu s-a întâmplat. Când o să se întâmple prima dată, atunci vom relata despre acest lucru și cu siguranță vor exista niște procese și patronul sau directorul care va face așa ceva va plăti scump. Vă garantez că Inspecția Muncii e o instituție care nu e destul de severă în țara. Nu se potrivă vaccinelor, în general. Da. În schimb, acum, dacă îi sărăm discuția și pe tema zilei de astăzi, nu suntem pentru vaccin în momentul de față, din punctul meu de vedere. Adică nu avem încă nimic sigur. Știm doar că este pentru COVID. Nu știm pentru cât timp este ok, adică dacă, cum a zis și domnul Siblea, deci dacă eu acum m-am vaccinat și vreau să mă duc în vacanță în octombrie, oare mai pot să trec granița? Nu știm adică încă. Nu se spune că, vedeți, și atunci eu de ce să fiu obligat? Mă rog, dacă nu o să fie perioada de imunitate, atunci nici nu o să vă ceară nimeni niciun certificat sau nu o să-l ia în considerare. Așa funcționează știința, prin acumulare de date. Da, corect. Deci nu e nicio tragedie. Cât nu o să fie imunitatea, că... atâta o să fie. Vedem după aia. Da, corect, așa este. Doar că faptul acesta să fie un fel de pașaport în care să se vadă dacă eu am fost sau nu vaccinat și să fiu oarecum categorizat diferit în acest moment, mi se pare că este un pic rasism. Un pic așa. Nu are legătură cu rasismul. Nu rasismul. Poate să fie într-o altă categorie. Doar în anumite situații poate să se ajungă la o formă de discriminare, dar tocmai la aceste nuanțe nu uităm astăzi, pentru că nuanțele astea s-ar putea să ducă la modificarea vieții unor oameni. Asta e tot. Dar rasism, din păcate, oamenii o duc la extrem de foarte multe ori. Eu nu exclud. Nu sunt excluse abuzurile. În mod evident, nu putem exclude abuzurile, așa cum nu pot fi excluse din niciun domeniu. Dar pentru asta avem legi și avem garantate niște drepturi. Și cu asta basta. În rest, date științifice, asta continuăm să le acumulăm. Mulțumesc foarte mult, Laslo, pentru că ai sunat înapoi și mulțumim că ne ascult și că ai intrat în direct și că ne-ai oferit opinia ta. Cred că mai putem să mai luăm câteva telefoane. Dan? Da. Dan, bună ziua. Dan, dacă ne auzi, ești în direct la avocat, te rog. Salut, bună ziua. Salut. Pro sau contra unui pașaport COVID? Despre asta vorbim. Contra. Contra pentru că mi se pare că în momentul în care te-ai dus și ai clasificat oamenii așa, deja pe o mare parte dintre ei îi treci la categoria paria, așa, adică ești nevaccinat, deja lumea o să te arate cu degetul. Eu înțeleg ce spuneți voi, că teoretic n-ar trebui să se întâmple treaba asta, dar practic se întâmplă. Și vreau să te mai întreb pe tine, Vlad, că numai o secundă, ești foarte pornit. Da, mă rog, asta e avocatul diavolului. Ești foarte pornit pe întrebarea mea, Dan, este... Stai că mi-ai lansat o temă. Când zici că pașaportul ăsta ar crea cine nu e vaccinat să fie paria. Dar pașaportul exact doar, nu cum să spun, este... În casă, numai o secundă. Nu are ceva. Numai o secundă. Lasă-mă să spun și eu ceva. Pașaportul ăsta, sau adeverința, sau certificatul, este doar o formă birocratică care confirmă existența unui act medical. Faptul că acest pașaport n-ar exista, sau certificatul n-ar exista, n-ar exclude existența actului medical. Adică el, cu sau fără el, tot poți să-i spui unuia vaccinatule sau nevaccinatule, okay, dacă știi. Ok, dar pașaportul îți închide sau îți deschide niște uși, corect? Nu. Pașaportul îți permite să treci granița fără să faci un test PCR neplăcut pe bani. Momentan. Asta e o idee. Momentan. Da. Adică trebuie momentan, să spunem că multă lume, da, și multe dezbateri pe care le-am citit în presa occidentală, se poartă în această zonă a excluziunii, da? Adică până unde ducem... Exact. Stai puțin, că nu s-a întâmplat încă nimic, că statele exact la asta se uită cu mare grijă acum. Întrebarea pe care și-o pun mai mari lumii în acest moment este foarte dificilă.
până unde este. Ducem drepturile generate de acest document. Adică este. Mai... Și exact asta este problema. Pe limita trebuie să fie să nu permită refuzul angajării, de exemplu. Da? Suntem de acord cu asta. De nu ce există... crezi că se întâmplă treaba asta? Adică dacă vaccinul ar fi atât de în regulă și ar fi atât de bine primit de toată lumea, de ce crezi tu că un angajator ar fi blocat de lege să-și discrimineze angajații în felul ăsta? Asta mă întreb, de ce un angajator nu și-ar dori să încalce legea? Eu sunt angajatori că... care vor să încalce legea. E treaba lor, plătesc pentru asta. Nu există legislație. Bun, și nici nu cred că va fi adoptată legislație care să permită discriminarea pe bază de vaccinare sau nu la angajare sau la desfacerea contractului de muncă. Dacă vă imaginați că o să apară astfel de legislație în Uniunea Europeană, vă înșelați. Am înțeles, dar exact asta vreau și eu să spun, că o să fii discriminat într-o oarecare măsură. O să fii discriminat? Prin ești vaccinat sau nu ești vaccinat. Și cum se manifestă discriminarea? O să te lase să intri, asta încerc să spun. Da. O să fie țări care o să te lase să intri, o să fie centre comerciale probabil care nu o să te lase să intri într-un centru de ăsta, sau Disneyland, dau un exemplu. Uh-huh. Și să zică, frate, nu intră nimeni aici că nu sunteți vaccinat. Sau și nu aveți teste artificiar. Stai un pic, că vreau să modific un pic paradigma și gândirea aici. Uite, statele lumii, sau ale Europei, ca să nu vorbim atât de departe, ar trebui să permită sau să interzică diverselor entități comerciale private să aplice acest filtru? Asta e întrebarea. Știi că ei, de fapt, asta. Să adică... zicem că vine un resort din Grecia și zice aici se intră doar cu adeverința asta. Statul... Nu doar cu adeverința asta. Sau cu testare. Păi nu știu, asta întreb. Poate statele ce trebuie să stabilească legislația? Untold. Festivalul nostru, care strânge 100.000 de oameni, a anunțat, vara viitoare organizăm asta și testăm oamenii sau trebuie să prezentăm teste la acces. Ok. Ok, și aici nu avem încă un document. O companie aeriană, încă... companiile aeriene, asta că, pretind... Da, deocamdată nu au voie să facă reuniuni atât de mari, dar da, mă rog, să vedem. Deci când va veni momentul, statele lumii până unde au voie să dea, să-i zică, da, resortul, le stabilește-ți singur... chestia asta, sau poți să o faci de aici până aici? Că de fapt asta e întrebarea, lucrul la care trebuie să răspundă. Nu, pentru că dacă vor permite angajatorilor să impună prezența vaccinului sau, mă rog, să impună vaccinarea, e ca și cum ar face vaccinarea obligatorie. Ori nu cred că se va întâmpla asta. Nu cred că astfel de legislație va trece prin parlamentele naționale. Atunci să putem cădea de așa vor oferi întotdeauna, cred, o alternativă. Adică, ori prezinți certificatul de vaccinare, ori dacă nu, demonstrează-mi că în momentul ăsta nu ești infectat. Deci, acest certificat de vaccinare poate să fie un instrument util atâta vreme cât el îți dă încă un drept. Da, păi asta așa va și fi, nu va reduce ceva. Asta e foarte interesant, pentru că asta e limita în care trebuie discutat. Da, sigur. Pentru că, în general, sunt oameni care deja, vezi și exemplele vin din realitate, că se gândesc la un tip de excluziune. Bă, aici nu mai lucrează decât ăia... Aici nu mai sunt decât ei, la alții, la mine nu vin decât... Pur ipotetice în privința discriminării, la angajare, de pildă. Adică o să vină și o să spună, te angajezi dacă n-ai certificat de vaccinare. Nu, în baza cărei legi, e suficient să întrebi. În baza cărei legi? Deocamdată, da. Face asta. Păi, și e suficient să înregistrezi pe telefon și te-ai dus... În ce zonă merg presiunile respective? Deci, în orice caz... lege pe care să o invoci, așa. Acum nu există niciun fel de lege de genul ăsta și probabil că va fi greu să zicem că va exista. Ne oprim aici? Cred că da, nu? Da, bine. Păi, concluzia, adică din punctul nostru de vedere, al meu. Hai să mai luăm, te rog eu frumos, hai să luăm și pe Dan, că stă pe linie de mult. Bun, gata, mersi frumos. Închidem aici. E o discuție lungă, a fost o dezbatere, din punctul nostru de vedere, interesantă. Vă mulțumim pentru toate opiniile pe care le-ați exprimat. Eu mă vaccinez. Da, ca să nu înțeleagă lumea. Deci noi ne vaccinăm aici. Sigur. Și vom vedea când, cum, în ce condiții sperăm. Aceasta este o dezbatere despre niște documente și niște urmări juridice, dar dezbaterea medicală în sine, cred că lucrurile sunt destul de clare. Da, cred că începe să crească rata de acceptare. Am văzut și astăzi au apărut sondaje în care începe să crească rata de acceptare a vaccinării, ceea ce e foarte bine. E un lucru foarte bun, pentru că a spus doamna doctor, vaccinurile au salvat omenirea, ceea ce e perfect adevărat. Și perfect sper adevărat. Ca lucrurile se rezolve așa și să ne revenim și noi la o viață normală. Cu sau fără pașapoartele COVID, dar să revenim la o viață normală. Spor la treabă tuturor. Toate bune. Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu.
și Cătălin Striblea la Europa FM.